În anul 1933, când și-a întocmit testamentul, regina Maria a cerut ca după moartea ei inima să-i fie depusă în capela pe care o construise pe malul mării Stella Maris, de la Balcic, iar corpul să fie înmormântat în necropola regală de la mănăstirea Curtea de Argeș. După moartea reginei, la 18 iulie 1938, regele Carol al II-lea, împreună cu fiul său Mihai, au îndeplinit dorința testamentară a reginei Maria. Inima reginei a fost așezată într-o o casetă de argint de formă octogonală, iar aceasta a fost introdusă într-o casetă de bijuterii de argint aurit, gravată și ornamentată cu pietre prețioase, primită cadou de nuntă în 1893. Casetele au fost depuse cu toate onorurile în capela Stella Maris de la Balcic. După cedarea cadrilaterului în 1940, caseta cu inima a reginei a fost luată de la Balcic de către principesa Ileana și așezată la castelul Bran într-o capelă ridicată în acest scop după modelul celei de la Balcic. În 1974, casetele au fost transferate împreună cu alte bunuri culturale în administrarea Muzeului Național de Istoria României. Caseta de argint în care se află inima Reginei Maria va face parte, în sfârșit, din colecția publică a Muzeului Național Peleș. Guvernul răspunde astfel printr-o hotărâre solicitării Muzeului Peleș cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea Reginei Maria. Caseta este clasată în categoria juridică Tezaur va trece din administrarea Muzeului Național de Istoria României în administrarea Muzeului Național Peleș